Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Care-i vibrația zilei? Vibrația zilei. Apropo de piesa asta. Asta are legătură cu... Bravo, domnul Zafiș, bun, are legătură cu subiectul nostru următor. Oamenii de știință au creat pastila pentru slăbit, care vibrează în burtă ca să-ți dea senzația că ai burta plină. Mm-hmm. Da, serios. Da, nu sună bine. Înțelegi? Nu sună bine? Da, înțeleg, dar nu... Deci, pastila care vibrează, chestie foarte serioasă, e inventată la MIT. Massachusetts Institute of Technology, ăia super șmecheri. Sunt forță, da. Forță mare. Fac și jucărie acum. Așa. Deci deocamdată n-a fost testată pe oameni, dar la Purgeluși, unde a fost folosită, s-a constatat o scădere cu 40% a cantității de alimente ingerate după ce au fost păcăliți sânghită cu forța pastila cu vibrații. Și ai o ghiță rumănești. Le place cu scărpinatul, da. Cu vibratul. Parcă se mișcă cocina cumva cu noi, nu știu. Da. Te-am păcălit. Am ceva. Forfotește în burtă. Cum funcționează? Deci, serios, cum a zis, fiți atenți. În stomac există niște mecanoreceptori care reacționează când intră în contact cu alimentele. Mecanoreceptori. Vreți mai multe explicații? Care dau drumul la propulsoarele de astea. Când de extorsiunea de degajament. Da. Deci, mecanoreceptorii, luați o hârtie și scriți. Așa. Îi avem peste tot, în și pe corp. Da. Ei, mecanoreceptorii, sunt de fapt celule senzitive purtătoare de percili, flageli, ori fibre nervoase senzitive, da, în recepționarea excitanților mecanici. Cam în sens, cum ar fi? Englezul. Forța gravitațională, variațiile de presiune, atingerea, pipăitul, curenții de apă, aer, vibrațiile sonore și așa mai departe. Avem și în stomac mecanoreceptori. Da, și când vine alimentul, el fiind mai greu, întinde stomacul și mecanoreceptorul zice a venit alimentul. Moment în care transmite sus la creier, prietene sunt... Și creierul dă drumul la lucrare. Creierul oprește, taie senzația de foame, zice gata să... Știi că atunci când mănânci, mănânci, da, și spune nevasta, nu mai mânca, ai mâncat destul, nu ți-a ajuns încă informația la creier. Așa e și cu mecanoreceptorul. Și aici este că noi, după cum fim preocupați de subiect, asta e situația lor slabi. Ăla slab, da, când creierul, mecanoreceptorul, fiind high sensitive, a simțit prima bucată de aia, dă drumul la creier, creierul dă drumul la enzime și alea, topește tot, ăla nu mai apucă să... Hormoni. Depună nimic. Da. La mine, ăla intră, mecanoreceptorul... Doarme. El are nevoie de vreun kil ca să înceapă să miște puțin. Deci, mă trimite la creier, creierul de vorbă. Hai mă că te sun eu. Lasă-l în pace că e fratele nostru, se simte bine, lasă-l. Mai lasă-l. Da. Asta e cu pastila care vibrează, ea vibrează, intră în stomac, vibrează și când vibrează trezește mecanoreceptorul, practic e de alarma. Da. Squall away. Prechine, squall away, că nu știu ce, ăla complet confuz ce se întâmplă de la creier. Vezi că e ceva aici nasol, s-a întâmplat, nu mai trimite nimic. Da. Normal nu faci arsuri? Nu faci, băi, arsuri. Păi da, că i-a dat drumul la digestie și tu n-ai nimic, ai o pastilă cu un vibrator. Poate de la baterie. Așa, de ce nu inventam noi pastila care balonează? Că în felul ăsta, practic, s-a balonat și mecanoreceptorul... Da, iertați-mă că o fi reutilizabilă pastila sau care-i manevra cu ea? Numai dacă vrei ea să elimine pe partea cealaltă... Uite, asta zic, și ce faci, o arunci? Că e aiure. Eu n-aș căuta. E pe bani, adică... Dacă costă un dolar bucata, zgârcitule. Așa e, bine. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.